Astăzi o mică discuție despre odihna de sabat. Despre sabat, despre odihnă, despre ce înseamnă sabatul și păzirea lui. Pentru că foarte multe persoane m-au sunat să mă întrebe ce este cu sabatul, cum este cu păzirea lui. În solia îngerului al treilea, ce înseamnă porunca a patra? Are vreun rost? E la locul ei? E necesar? O înțelegem bine? Ce trebuie să facem? Ce trebuie să nu facem? fiecare la nivelul percepției lui pune întrebările și vreau să le oferim ocazia acum să aibă posibilitatea să ne asculte și să înțeleagă ceea ce credem noi că este odihna. Pavel a vorbit puțin în evrei despre asta, amintind credincioșilor de la Ierusalim că odihna e cam altceva decât ce au înțeles ei <laughs> și că este vorba despre o altfel de odihnă în Hristos. Da? O, o, o odihnă ca cea de sabat, pe care ei nu o cunosc, nu au experimentat-o și pe care nici măcar nu o visează ca realitate posibilă în existența lor, asta pământească. Și uh, el a avut dreptate că el, în momentul când spunea odihnă, se gândea la momentul creațiunii. Atunci când Domnul Dumnezeu a hotărât să creeze ființe de o nouă ordine în univers, pe planeta Pământ, după ce le-a creat prin puterea sa creatoare, din elementele chimice existente aici, s-a odihnit. Și uh, el înțelegea, ca și noi astăzi, că odihna aceasta a constat din a locui în templele gata făcute. S-a așezat în temple, în locuințe gata făcute. Pentru că Dumnezeu nu obosește ca să se odihnească nu asta înseamnă Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui. Sigur, adică a muncit, a muncit și acum a, să -și, și el. a venit ziua. Și Dumnezeu a zis să vă aduceți și voi aminte că eu am obosit și m-am odihnit într-o zi și ziua asta s-o păzit spre onoarea mea. Nu. Intenția aici este așa. Dumnezeu în sfârșit în temple noi nu exista să răpână atunci în Univers. Nu fusese niște temple goale care umblaseră până în Univers. Atunci au apărut la porunca cuvântului Lui. Și natura divină a fost instalată în templul inimii. În, în sistemele nou create s-a așezat sistemul de operare. operare. Adică Duhul Sfânt a fost așezat acolo. Și astfel s-a realizat intenția și scopul al lui Dumnezeu cu ființele create. În tot universul. În tot universul e așa. Și acum era cu oamenii. Venise vremea pentru planeta Pământ să fie populată. Și Dumnezeu, conform scopului său etern, s-a așezat și a locuit în acest... Asta trebuie păzit și sărbătorit. Unirea omenescului cu Divinul. Scopul etern al lui Dumnezeu. Aceasta este odihna de sabat. Și de ce în a șaptea zi a săptămânii, a spus Domnul? Pentru că acum s-a realizat această unire. Da? Nu s-a realizat în prima zi, nu s-a realizat în a doua zi, s-a realizat în a șaptea. Așa vă, veți mărturisi voi că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Ei bine, eu vă sfințesc și ăsta este sabatul. De asta trebuie să-l păziți, ca să știți că eu sunt Domnul care vă vindec de despărțire. Și eu fac ispășirea cu voi. Ăsta este sabatul și asta este odihna adevărată. Nu înseamnă păzirea unei zile... Și uh, uh, reținerea de la muncile obișnuite ale celorlalte șase. Dar, totuși, vorbim despre creația lui Dumnezeu într-un spațiu limitat, timpul care este străin lui Dumnezeu și veșniciei lui. Dar nu că este că străin familiei umane și planetei Pământ. Noi, de obicei spunem că timpul este o consecință a, a păcatului. Cum ar trebui să înțelegem? Că foarte mult se leagă de ideea asta că a fost în ziua șaptea și a fost în ziua șaptea și noi spunem că așa este normal, dar rămân acolo. Nu înțeleg mai departe ce înseamnă, în modul cel mai adânc, uh, unirea omenesului cu Divinul. Să vorbim puțin despre apariția timpului, odată cu păcatul. Da, eu susțin acest lucru. Că timpul este o paranteză nefericită introdusă în eternitate datorită nelegirii lui Satan și rebeliunii lui. Dar nu trebuie să uităm că timpul nu a apărut datorită eșecului lui Adam și Eva, nu. ci datorită rebeliunii lui Satan. Da. Deci înainte ca Adam și Eva să existe, înainte ca planeta Pământ să fie locuită și populată, a apărut această paranteză nenorocită numită timpul. Deci a început să bată ceasul biologic al neleguirii. Un fel de termen de expirare. Da? Timerul. Ca la bombe. Care știi? merge înapoi. Exact. Deci ai stabilit o, o bombă este pusă să explodeze peste 12 ore. Și ceasul începe să scadă. Veți muri. Mecanismul distrugerii. Absolut. Asta e păcat. Absolut. Această paranteză. Timpul nu a existat înainte de rebeliunea lui satana și nu va exista după încheierea Marii Controverse. Noi nu vom trăi în, în măsurători, de secunde, de clipe, vom trăi într-un permanent prezent. prezent. Astăzi este viața noastră. Nu vom avea grijă zilei de mâine că nu va exista ziua de mâine. În Universul neprihănit al lui Dumnezeu nu există decât un prezent perfect, fericit și excepțional de trăit. No, nu ne intră în cap că nu este limitați de timp aici. Sabat veșnic vom serba. Noi ne gândim că mergem în ziua în ziua șaptea, în timp. Da? Limitați în timp și vom serba. Ne vom întâlni la adunare acolo în da, ceruri. Da. Sunt, sunt uh, consecințele limitării noastre în zona asta aici. Uh, noi totul, la noi tot se întâmplă cu secundele. Da. Noi, noi fără ce suntem morți. Noi pierdem avionul, pierdem trenul, nu știm la ce oră să mâncăm dacă n-ar fi timpul. Înregistrările. Totul depinde de, de, un ceas care bate. Da? Și audio și video al nostru se sincronizează tot datorită timpului. Noi depindem 100% de timp. Suntem într-o într, -o, într -o bulă nenorocită care ne-a separat de frumusețea neprihănirii și de univers și cu ajutorul Domnului va dispărea. Dar deocamdată asta e realitatea da. E bun, Creația lui Adam și Eva a existat tot în acest timp. Căci datorită acestei paranteze, Dumnezeul nostru nu mai poate să împărățească. Mm. Da? El nu împărățește la un moment Pentru că în Apocalips 19 spune foarte clar, odată cu nunta mielului, bucurie mare în cer, țipete, bucurie, strigăte, cântece, Dumnezeul nostru a început să împărățească. S-a da? terminat paranteza timp. Asta este chestiunea. Dumnezeu și-a vindecat familia prinsă în această capcană a secundelor. Acum, întorcându-ne la, la, Eden, timpul exista pentru că Lucifer era acolo, da? iar Lucifer era în timp și a chemat-o pe Eva și a spus, te rog frumos, vină în paranteza noastră. Noi suntem viitorul Universului. Plus demonstrația lui. Da, categoric. Și Eva a spus, ok, mai convins. Nu-mi trebuie veșnicia, vin în bula voastră. Exact, da. Și astfel a adus familia omenească în această stare nenorocită a ceasului care bate. Da? De asta spunem noi în limbajul obișnuit moartea începe de când te naști. Da? De la naștere încep să mori. Nu să trăim 11 ani în plus? Nu. Și acum revenind la, la odihnă, ea nu depinde de timp. Universul se odihnește în afara timpului. Universul este într-un permanent sabat Bunul Dumnezeu este într-un permanent sabat și aceasta este calea prin care El îi ține în viață veșnică. Îi sfințește, ca să spunem așa, pe locuitorii Universului. Ne-a dat acest semn și semnal ca noi, prin uh, uh, dedicarea a, 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 uh, în această cauză a reunirii omenescului cu Divinul, să intrăm în odihna veșnică. Și eu spun așa, poate pare exagerat, pentru unii o să sune strider la urechi, cine acceptă nunta ca soluție la problema păcatului, deja a intrat în eternitate. Pentru că Dumnezeu a garantat că va face reunificarea. Nu este o chestiune de, bun, o vrea voi, dar nu să știe dacă pot și eu. Nu, nu, Dumnezeu zice, eu garantez vindecarea tuturor celor care acceptă soluția mea, care este scopul meu etern. Pe viața mea, zice Domnul. Absolut, pe viața mea mă jur că vă voi vindeca. Și în momentul când accepți nunta mielului, deja a intrat în odihna aia de care vorbea Pavel în, în evrei. Asta este o odihna adevărată, asta este scopul etern al lui Dumnezeu, de a oferi nepurirea și eternitatea sa ființelor create, limitate, care nu au în ele viață veșnică, că altfel eram Dumnezei dacă o aveam în noi. Noi nu avem. Așa am fost creați și El spune, eu mă împart cu voi. Și nimeni nu are din univers. Nimeni, absolut. Nici nimeni. Doar ei sunt uh, muntele adunării Dumnezeilor. Exact. Și așa s-au lucrurile. Nu au hotărât ei să facă așa. Adică nu este o chestiune de, cum a spus satana, a spus mâna pe putere. Nu. Noi existăm din eternitate, și am hotărât să vă creăm și pe asta voi. Înseamnă că Satan a cerut ceva care e imposibil, nu că Dumnezeu l-a stopat, că nu se poate să. Categorică nu. De, de la creatură creator. Da, categorică nu. Dar el voia, așa creatură cum e el, să fie acolo. El să ia deciziile. Mm. El să ia deciziile. Și Dumnezeu să zică, da, prietene, așa facem, cum ai zis tu. Mm. Ori asta nu se putea. Pentru că nu pe spatele lui Lucifer stătea Universul. Stă stătea pe Dumnezeu era marele server. Nu putea Lucifer să fie marele server, că nu putea, nu că n-ar fi vrut. Toate planetele și nu putea. absolut tot ce înseamnă absolut. mișcările absolut. acestea. Eu umplu universul. Deci avem de a face cu o ființă infinită aici. Server ăsta duce cu gândul, că noi ne-am obișnuit că e din IT, dar el e server și în sensul de servitor. Păi serverul, de aici vine termenul. De aici vine. De la servitor. Îi servește pe toți ceilalți. Păi, serverul deține informațiile și... Toți îi le solicită și el le oferă. El îi servește. El nu câștigă nimic din treaba asta. Când da? faci referire la uh, Pavel... Uh... Vorbim de capitolul 4 din Evrei și acolo este în, în ceea ce numim noi contextul sanctuarului și deci al ispășirii. Iar ispășirea nu este moartea Domnului Hristos pe cruce, ci ispășirea este unirea omenescului cu Divinul. Iar în momentul în care Pavel a înțeles ispășirea și a pus toată platforma înțelegerii sale pe sanctuar, el vorbește despre o adevărată odihnă care este, acesta este sabatul, să se odihnească Dumnezeu în templele lui de drept. Da, exact. Și ce așteaptă domnul acum? Sămânță dumnezeiască. Adică așteaptă ca această sămânță, această, acest sistem instalat în locul lui, cum a spus Ieremia, voi scrie legile și poruncile mele în mintea și inima voastră, să fie realizat asupra copiilor lui care sunt alienați și care sunt aliați cu rebeliunea lui satana. Să-i scoată din timp, ca să spunem așa, să-i aducă în odihna în prezentului. Vrează. Exact. E, această operațiune nu este înțelesă și de aceea frații noștri se tot întreabă cum păzim sabatul, ce trebuie să facem în sabat, ce trebuie să facem în sabat și eu le spun, acceptați nunta mielului dacă vreți odihna lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu se poate odihni că El nu locuiește în voi. Și dacă nu locuiește în voi, El nu are pace și liniște pentru că El nu are o existență separată de voi. Nu se simte bine să știe că uh, uh, creația lui, copiii lui, uh, sunt morți că, de fapt, suntem morți. Păi da. Absolut că suntem morți. Și el vede o posibilitate, acum cât sunteți în viață, încă când n-ați trecut la somn, să vă vindece. Și aceasta îi, dă, îi produce tulburare, îi produce neliniște ca unui tată al cărui copil a dispărut de la, la nopții de acasă, nu s-a mai întors. E, asta este păzirea sabatului. Noi îl onorăm pe Dumnezeu în făgăduința lui, eu sunt Domnul care vă sfințesc. Și când a făcut declarația aceea, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi fi sfințit în voi, sub ochii lor, este temelia, de, 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 de fundamentul credinței noastre. Pentru că fără această demonstrație, nu va exista posibilitatea ca Dumnezeu să-i convingă pe altă cale pe aceștia miliarde care populează Pământul că există o șansă de vindecare pentru ei și își vor trăi viața mulțumiți că la 90 de ani să moară, dar cel puțin acum ne facem de cap. Ăsta e singurul lor orizont. E, Dumnezeu are ceva mult mai bun pentru ei și ei nu pot să ajungă la el din cauza necredinței noastre a poporului lui Dumnezeu. Pentru că prin noi el trebuie să lumineze neamurile aducând dovezi că ce am făcut în Hristos fac cu voi. Păi, se deschide un câmp extraordinar. Numai că răspundem la oameni cum să serbeze sabatul. Solia îngerului al treilea surprinde în componența ei lingvistică de prezentare ideea de sabat. Cine mm -hmm. va primi semnul ei pe frunte sau pe mână. Mm -hmm. Și dacă citești solia îngerului al treilea, sună cam așa. Dacă nu mă urmați pe mine, vă omor. Mm -hmm. Asta spune. Vă ard cu foc și cu picioasă. Și oamenii zic Băi, cum să fie solia îngerului al treilea. Și unei o iau motamo mm -hmm. și prezintă un astfel de Dumnezeu violent și ei spun că sunt uh, uh, solii Solie Îngerului treilea. Sunt foarte multe grupuri care vorbesc de Solie Îngerului Altrelea. O au legată și de 1888, 1888 cred că ai observat da. această învățătură. Acum când noi înțelegem dimensiunea sabatului ca unirea omenestului cu divinul și ca intrând în scopul etern al lui Dumnezeu și în veșnicia lui Dumnezeu, Solia Îngerului treilea înseamnă primirea invitației de a veni la nuntă. Mm -hmm. Și de asta noi tot insistăm că Dumnezeul nostru trebuie să devină, să, să își primea, că Hristos trebuie să-și primească titlul de împărat al împăraților, că pe care nu l-a primit, el acum e blocat unde? În Sfânta Sfânt, Sfintelor, și nu se poate realiza ispășirea. Ce înseamnă ispășirea? Unirea omenescului cu Divinul așa cum s-a avut loc în, în viața lui. Deci sabatul acesta își capătă cu totul o altă, cu o imagine diferită de ceea ce vorbim noi astăzi. Noi, în teologia noastră, vorbim de un Sabbat, că se va da o lege duminicală, și din cauza legii duminicale se va ajunge ca Dumnezeu să extragă pe cei credincioși și să spună: Ăștia, da, sunt credincioși, sunt oameni serioși au biruit că în Scriptură nu se scrie că trebuie să rămâi fără de păcat și pentru că sunt oameni serioși și dedicați și au ținut sabatul cu scrupulozitate și pentru că uh, nu s-au închinat duminica în prima zi a săptămânii și pentru că au ținut Sfânta Cină și toate celelalte, ăștia sunt. Cam așa se, cam așa se înțelege biruința finală a celor 144 de De aceea și Sora White când a auzit solia John Swigener a spus aceasta este solia îngerului al treilea. Ori și Wagner la Minneapolis nu vorbiseră deloc despre foc și pucioasă, cine nu se închină lui Dumnezeu, cine se închină în fiare, îi vine focul peste voi, vai de voi. Nimic nu a spus din toate lucrurile astea. De unde a tras sora ai concluzia că asta este Solia Angelului al treilea? Pentru că ea știa că tot ea a scris, cu mulți ani înainte, Solia Îngerului al Treilea arată calea în Sfânta Sfintelor. Ispășire. Și ea observa acum cum Jum și Wegener atrag atenția poporului dincolo de perdea nu apuca să o facă de plin. La Minneapolis a fost un slab început, dar ea i-a auzit pe ei vorbind la întâlnirile de tabără unde se duceau după Minneapolis să viziteze poporul, să-i dea o șansă. Și ea a înțeles de la ei că aici este direcția. Demonstrarea lucrării lui Hristos de dincolo de perdea în această operațiune de a repara, de a, de a vindeca omenirea. Și Jones și Wegener au scris multe articole legate de asta, și de formalismul bisericii, și de uh, această înțelegere doctrinală bazată pe evoluție spirituală, cum spunea Jones. Astăzi faci un efort, biruiești păcatul, peste o săptămână cazi iar în groapă. mai astăzi? Formă, iar mâine te, te ridici, iar în sus, iar biruiești, iar cazi și așa mai departe. El spunea, aceasta este experiența religioasă a celor mai mulți și asta, asta numesc ei viață biruitoare. Evoluționism. Este evoluționism, evoluționism spune el. Nu, la Hristos când a zis cuvântul s-a făcut și s-a terminat lucrarea. Iar John scrie calea consacrată către desăvârșirea creștină care este de fapt o reluare a cărții evrei, iar capitolul 11 vorbește clar despre această odihnă a sabatului într-o manieră restrânsă și de prim strop de, de ploaie. Sora White de la ei cred că ia conceptul acesta și de la Duhul Sfânt și apare în mărgăritarul de mare preț din DA 161 unde vorbește da. despre scopul etern al lui Dumnezeu. Aceasta este solia îngerului al treilea, că e important să înțeleagă oamenii ce e cu sabatul acesta, ce e cu odihna lui Dumnezeu, ce înseamnă în scopul etern al lui Dumnezeu și cum se leagă de solia Angerului al treilea și cum se leagă de uh, solia John Swagener, că toate sunt legate mm -hmm. într-un sistem. Mm -hmm. Vreau să te mai întreb ceva, dacă se poate. O să spună oamenii, e frumos, suntem de acord, deși noi, în biserica noastră, suntem foarte speriați de... Îi, zice, îi zic frații că spiritualizăm foarte mult, lasă-mă cu odihnea sabatului, eu știu ce frați am la biserică, eu trebuie să le spun ce să facă sâmbătă, cum să se îmbrace, cum să mm -hmm. se comporte, să închidă televizorul, să nu mănânce la restaurant, să nu fiarbă mâncare, eu știu ce oameni am. Așa e frumos că va fi în împărăția cerului, o, să ne bucurăm o veșnicie. Dar eu acum, frate Gili, eu trăiesc pe pământul asta în lumea asta nelegiuită și eu nu-mi țin frații în biserică. Plus că am toată scriptura care mi-a spus ce se întâmpla în sabat și sunt legile lui Moise și mai este și exemplul ăla cu ăla care a strâns lemne în sabat. Eu asta știu în mod practic. Și oamenii se uită și zic, e frumos ce ai spus, dar nu are nicio legătură cu viața mea zilnică și cu sabatele astea pe care le am eu pe pământul acesta. Și motivul pentru care suntem azi aici este exact acesta. Că pastorii s-au mulțumit să le dea sfaturi bune membrilor fără să-i trimite la soluție. La vindecarea pe care Dumnezeu o oferă. Și de aceea sunt dependenți permanent de sfaturi și de îndemnuri pe care le absorb saba de saba de la cei de la învon. Pentru că ei nu au acceptat și n-au auzit de soluția simplă a lui Dumnezeu pentru vindecare și singurul lucru de care au nevoie în infantilismul ăsta religios este sfaturi bune. Și faceți asta, faceți asta. Și ei au devenit dependenți de acest lapte duhovnicesc fără să treacă la hrana tare. Și pentru că nu văd hrana tare nici la pastorilor și la conducătorilor. Pastorilor nu le vorbesc despre faptul că acest cuvânt despre neprihănire are de-a face cu neprihănirea lui Hristos. Ei le spun că acest cuvânt despre neprihănire are de-a face cu statutul lor juridic în fața lui Dumnezeu au fost considerați nevinovați și îndreptățiți prin jertfa lui Hristos și dacă totul e bine. Și întrebarea oricui din sală ar fi trebuit să fie, frate pastor, dacă acum totul e bine, tot ce ne mai bătesc la cap cu fă aia, fă aia, fă aia, că totul e bine, nu? Nu, nu e bine. Pastorul știe că nu e bine. Dar n-a murit Hristos pentru noi? Da, dar oamenii nu, oamenii nu le folosește la nimic lucrul ăsta. Pentru că altfel nu i-ar mai bate la cap, iar lăuda pentru tot ce se întâmplă acolo. Nu, îi bat la cap. Îi bat la cap și îi mustră și îi îndeamnă și îi sfătuiesc și îi și îi corectează în speranța că odată și odată o să le vină mintea la cap să facă ce trebuie. Iar oamenii nu pot să facă ce trebuie, nu că nu vor. Acolo nu este o poziție. Vorbești tu pastore, dar noi tot ce știm noi facem. Nu, nu. nu, nu. A Acolo oamenii ar vrea să facă cu toată inima, dar nu se poate. Pentru da. că nu se poate că asta este o robie aspră. Asta nu este o joacă de copii, uh, hai, poate reuși să faceți ca mine. Nu. Mm. Uh, inima este nespus de rea și de desnădăjită, de înșelătoare și până când nu este schimbată cu o inimă de carne și pus în ea Duhul lui Dumnezeu, ea nu va putea să facă nimic din ceea ce așteaptă Dumnezeu și din ceea ce presupune neprihănire. Ei vor face ceva. Moralitate umană. De care și satana e capabil. Pentru că în liderii de la Ierusalim se purta super religios. sunt oameni astăzi, Și moral. Nu. Moral. Vorbesc de omenirea asta, da. da. El, el încurajează și sprijină oamenii să fie corecți, cinstiți, morali, păi... dar despărțiți de Dumnezeu. Asta fără vorbesc. sabat, fără o exact. E, predicarea adventistă asta face, scuză-mă. Sfaturi, 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 sfaturi și presiuni pe capul oamenilor, în speranța că vor deveni morali. Psihologii adventiști ce fac? Le spune foarte clar oamenilor în față: Scopul nostru este să vă ajutăm să vă schimbați comportamental adică educație, cultură, a voinței, efortul omenesc. Noi vă sprijinim să vă purtați cum trebuie. Și oamenii zic, a, dacă mă porc cum trebuie, mă iubește Dumnezeu. Și m-a primit. Și asta este biruința asupra păcatului. Fals. Nu este asta biruința asupra păcatului. Biruința asupra păcatului este când omenescul se unește cu divinitate. Dar dacă ne întâlnim în camera de sus a bisericilor noastre 10 zile și nu ne mai certăm, cum așa au făcut ucenicii, că în camera de sus ei nu s-au mai certat. Și din cauza asta au primit Duhul Sfânt. Nu se rezolvă problema? S-au certat după ce au ieșit din camera de sus. Așa, cu după da. ce s-a coborât Duhul Sfânt? Păi da, da. Și Pavel cu Barnaba s-au certat și s-au despărțit. Și, și Petru cu Pavel, Și problemat. Petru și Iacov cu ei, că Iacov era permanent supărat pe ei, că nu sunt e. destul de legați de sistemul ceremonial și prea au luat o razna cu Hristos, Hristos și nu mai trebuie nimic. E ca la noi. Au fost, au fost permanent nemulțumiri și dezbateri între ei, că nu se potriveau ideile. Și pionierii adventiști, după ce au aflat viziunea Sorei Uai cu tronurile și cu trecerea lui Hristos dincolo de perdea, au avut ani de zile în care s-au căruit, pentru că fiecare avea imaginea lui și nu vrea să cedeze la ea și Dumnezeu foarte greu i-a convins să accepte marile adevăruri legate de Solia Adventului și așa mai departe. Deci, asta e natura umană. Natura umană și natura divină nu s-au unit și, câtă vreme nu se unesc, nu s-a rezolvat problema. Ei, în situația asta, sfaturile bune, știi la ce ne ajută, să păstrăm o oarecare decență ca să nu ne uh, despărțim unii de alții și să o luăm fiecare păcărare. Dacă o luăm doar în sensul acesta că ne mai ajută. Dar. Uh, uh ea stopează în modul cel mai serios odihna lui Dumnezeu. În momentul când nu, este, când nu este unită cu solia Domnului, sigur că devine nocivă. Dar eu spun că în situația de față acum, unor copii de la clasa întâia, nu ai ce să le spui decât fă asta, asta nu-ți face. Un alt fel de exemplu, mie mi-ar fi plăcut să rămânem în lumea aceasta pe care a exprimat-o și pe care nu este, care este realitatea a ceea ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Dar oamenii zic, opă, dacă ne luăm pe ideea asta, înseamnă că pot să fac ce vreau. Nu mă mai duc sâmbătă la biserică, mănânc acolo, nu. dau acolo, nu, trăiesc nu. acolo. Dar ai auzit forma nu, Asta am auzit, am da. auzit. dar este o prostie. Este, este o scuză ca să trăiești pentru firea pământească. Nu, când, când primești neprihănirea lui Hristos, lucrurile astea chiar nu mai contează. Chiar nu te mai gândești să le faci, chiar nu-ți mai plac, chiar le urăști. Nu mai sunt o atracție pentru tine și nu te, nimic nu te mai face să, să te îndrepți spre ele. Din contră, orizontul se schimbă, pasiunile se schimbă, percepția despre realitate se schimbă, e, nu mai consider că mântuirea este obiectul tău principal în viață, complet, complet se schimbă imaginea. Hristos devine proeminent, unirea omenescului cu Divinul pro devine proeminentă, încheierea marii controverse devine proeminentă, nu mai umblă capul la nimicurile acestei lumi. Încep să vezi pomul cunoștinței binelui și răului în toată urăciunea lui scârboasă. Și nu mai mănânci un fruct, nimic. Încep să vezi pomul vieții în toată splendoarea lui și s-au dus cu toate nimicurile astea ca astăzi, care te presează astăzi și te abții să le faci că știi că e rău sau că o iei păcoajă de la comitet. Dar altfel le face fără nicio... Nu. Când, când accepti solia lui Dumnezeu și neprihănirea lui Hristos, toate lucrurile devin noi și frumoase. Asta este chestiunea pe care oamenii ăștia, pentru că n-au gustat-o, nici nu au cum să o înțeleagă. Și nici nu au cum să o accepte când noi le spunem că orizontul nostru de așteptare s-a schimbat complet. Și că noi acum nu mai trăim pentru firea pământească, nu mai dorim să împlinim poftele, urâm nelegiuirea, nu le vine să creadă. Pentru că ei sunt sub o, un alt gen de robie scârboasă, care nu-i pot face față și, acolo unde nu reușesc să se abțină, maschează. Să nu se afle? Să nu audă cu tare? Dacă se aud lucrurile, încep să le dau o altă culoare? Nu, că n-a fost chiar așa, că m-am întâlnit cu X, dar n-am făcut nu știu ce, am stat de vorbă. mascări. Când cazul a devenit foarte grav, nici nu mai venim în fața bisericii cu persoana respectivă, o rugăm frumos să-și facă o scrisoare de retragere și în momentul când și-a făcut o scrisoare de retragere, nu mai avem voie să discutăm motivele pentru care a făcut-o. Deci nu mai, discutăm în comunitate ce a făcut persoana. Cu toate că, na, se știe, unii mai știu, dar se acoperă tot și, bun, peste un an de zile o primim din noi pe persoană în membră și s-a rezolvat problema. De ce? Asta este tehnica. Nu, ce nu te poți abține, hai să astupăm, hai să nu se vadă, hai să nu se știe. Schimbă cu totul perspectiva aceasta, nu este o simplă discuție despre sabat. Păi. Înseamnă că toate evenimentele escatologice pe care le prezentăm noi în legătură cu sabatul și cu și cu legea duminicală și cu tot ce vrei, și va fi o lege duminicală, vorbesc în esență despre opoziția care o va face satana împotriva celor care merg la nunta mielului. Despre sabatul acesta este vorba, da? Da. Uh, poate ar fi bine să ne verificăm toată teologia escatologică în legătură cu ceea ce este sabatul în lumina uh, odihnei lui Dumnezeu în, uh, în ceea ce înseamnă esența și ceea ce vrea să spună Dumnezeu Despre asta scrie Sora White uh -huh. uh, Noi astăzi folosim ca un bici și ca o formă de avertizare sabatul și sabatul și sabatul iar dacă ne uităm în viața omului Iisus Hristos care, în care misiunea lui a fost să descopere unirea omenescului cu divinul, pe locul întâi au fost vindecările, ca să ne dovedească că el poate să facă și vrea să facă și nu va face evolutiv, ci va spune și va vindeca. Iar pe locul 2 sunt toate minunile pe care le-a făcut cu sabatul acesta, care era de, în poporul Israel era ziua principală. Toată lumea știe de evrei Până la astăzi, la adventiști, noi vorbim de evrei care au ținut sabatul. Și așa cum îl țineau ei sabatul, Hristos l-a desfințat. În modul cel mai clar. Astăzi noi vorbim despre predice, în predicile noastre, despre Domnul Hristos și cum a eliberat sabatul. L-a desfințat sub forma aceasta. E cum îți explici că noi l-am pus iarăși pe roate. Da, absolut. și mișcă perfect. Și solia aceasta din nou vine și îl desfințează. Și de asta o urăsc. Da. Deci Așa trebuie înțeles uh, sabatul și odihna lui Dumnezeu, sub forma aceasta foarte serioasă în care uh, Dumnezeu se odihnește în templele lui. Păcat, de fapt, înseamnă temple goale, iar în momentul în care Dumnezeu se întoarce în templul inimii lui, înseamnă reconectare la neprihănire și la veșnicie. Asta înțeleg acum. Da, și când noi recunoaștem acest lucru, că uh, sabatul este un semn ca noi să știm că Dumnezeu ne sfințește, și când acceptăm această sfințire, aceasta înseamnă păzirea sabatului în cel mai profund sens al cuvântului. Asta e Ezechiel 20. Da. Asta e Ezechiel 20, asta e Zechel 36 și toate celelalte luat jugul meu asupra voastră. Asta e sabatul de care vorbește uh -huh. și nu vă temeți de ce e ucit trupul trăirea aceasta în veșnicia lui Dumnezeu, toate versetele acestea își capătă cu adevărat valoare și asta a vrut Domnul Hristos să, să ne spună. Nu să dorm 5 ore sâmbătă la prânz după ce da. ai mâncat patru veluri de mâncare. Nu despre asta este da. vorba, da? Vreau să citim și un paragraf din Spiritul Profetic care ne ajută să uh, consfințim oarecum discuția noastră despre odihna lui Dumnezeu. Biserica este în stare la odiceană. Vorbim despre Biserica Adventă, da? Și asta nu e păzirea sabatului. Când ești în starea la odiceană, poți să păzești toate zilele din săptămână, nu doar pe a șaptea, nu este păzire de sabat. Nu este păzire de sabat? Nu. Asta înseamnă, de fapt, poziție la odicean. În, stare la odicean nu există păzire de sabat, pentru că tu ești calos, nenorocit, sărac, corp și gol și nu știi că ești așa. Dar nu înseamnă păzire de nicio lege, că unde calci le calci pe toate. Absolut. Și trebuie să realizăm serios lucrul acesta. Asta înseamnă ticălos și nenorocit. Prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei. Care ei? Biserici. O biserică anume? Biserica la Odiseea. despre deci, asta era vorba. Colectiv, subiect. colectiv. Absolut. Că astăzi se vorbește foarte mult că fiecare e cu biserica lui. Nu, no. nu contează. oia de la conferința generală au treburile lor, Americanii și au liberalismul lor, libertinajul lor. Noi no. suntem bine. Asta este o șmecherie foarte ieftină. Eviclenie. Nu, no, nu. No. no. Biserica Adventistă este internațională. Și se numește la odiceea. Nu există biserica din Lomalinda, biserica din Țigănești, biserica din Ploiești sau din Bacău. Nu există așa ceva. Există biserica adventistă de ziua șaptea care se numește la odiceea și Dumnezeu nu este în mijlocul ei. La ceva care este colectiv... Dumnezeu oferă o soluție colectivă. Absolut. Marea zi nu este individual aici și colo câte un grup nu. disparat și dispersat. Nu, nu se face cu mine aici, cu tine la Lomalin, dar cu nu știu mai cine pe la Madrid. Nu, nu, nu. Deci nu merge să ne adunăm biserica și comitetul să ținem 10 zile de ploaie târzie. Nu folosește la nimic așa cum s-a dovedit, pentru că s-a făcut. Adică asta nu e o presupunere, ce ar fi dacă am face. Nu, asta s-a făcut 5 ani de zile. În primul mandat al fratelui Wilson, asta a făcut biserica, operațiunea ploaie globală cu ore de rugăciune în fiecare zi, de la șapte dimineața până la șapte seara și așa de mai departe. Dar nu era în planul lui Dumnezeu. Nu, odată ce conferința generală hotărăște, e în planul lui Dumnezeu, după ei. Nu, s-a făcut și n-a ieșit nimic. Și în loc să vină să explice de ce n-a ieșit nimic, o țin mai departe, cu alte proiecte și alte strategii. Asta este înșelătorie și uh, caruselul nelegiuirii, da? Teologii prorocesc minciuni, preoții stăpânesc poporul cu ajutorul lor și poporului meu îi plac lucrurile astea. Și dacă îi plac lucrurile astea, ei zic, ok, continuăm. Prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei. Ce lucru teribil este să-L excluzi pe Hristos din propriul său templu? Iată templu. Colectiv, biserica. Nu vorbește acum individual de mine sau de tine. Da? Ca, asta e și subiectul. La Odisea este un templu al lui Dumnezeu prin Duhul. Deci, Hristos nu este în mijlocul ei, dar nu că nu este în mijlocul ei. Este exclus, da. dat afară, gonit. Lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Uh -huh. nu, mă pot, nu mai pot continua. Dar noi spunem că-l avem în fiecare sâmbătă. Spunem că ne întâlnim cu el sâmbătă la biserică. Spunem că, fraților, bine ați venit la biserică. Hristos e cu noi. Pentru că nu știi. Tu nu știi, tu crezi că ești bogat, te îmbogăți și nu duci și de nimic. Tu crezi că ai credința care lucrează prin dragoste? Crezi că ai alifia Duhului care îți dă discernământ? Crezi că ai haina neprihănirii lui Hristos? De asta spui, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Iar Domnul spune, nu le ai. Nu, adică fii mai serios, veniți la biserică. Nu, nu. nu Acolo poate Hristos, la inima individuală, să ai o relație cu Hristos. Nu. Nu, la la Odisea, bate la Îngerul Bisericii la Odiceea, nu la Biserica la Odiceea, la Îngerul Bisericii la Odiceea și îi spune că el nu are toate aceste lucruri și că învață pe popor în mod greșit că poporul le are. Și, că le, dă, le și vrea să îi le dea. Și vrea să le dea și ei nu le primesc pentru că le, cred că le au. Dorind când tu ai ceva, n-ar rost să-ți dau eu că tu ai. Da? Când nu o să ai, poți să primești de la mine ceva. Dacă când tu zici, mulțumesc frumos, am, nu-mi trebuie. Da? Când frații Willan și Short au vorbit de pocăință colectivă, ei au știut ce au vorbit acolo, da? Ei păi, au ce au vorbit, da. Nu era vorba de pocăința tuturor membrilor bisericii, ci de pocăința denominațională pentru păcate denominaționale. Ce pierdere pentru biserică! Răscumpărătorul nostru își trimite mesagerii săi să ducă o mărturie poporului său. El spune, Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Ce e cu cine asta? Unirea omenescului cu divinul. Asta este Unirea. Nu e masa din cer? Nu, nu. Aceasta este o expresie uh, redată de Ioan, foarte delicat, ca să nu șocheze pe oameni. Uh, în, în viziune, el asta a primit și asta voia să spună. Voi avea o relație intimă cu tine. Păi mireasa, cu mirele. Asta, asta intru la tine. Vor cunoaște, da? asta vor cunoaște. Asta este imaginea din cântarea cântărilor. Este imaginea din Osea. Și din Geneza. Ori. Ceea ce și Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Adam a cunoscut-o pe Eva și aceasta a născut un copil. Da? Despre această unire și cunoaștere este vorba. Și aici, în, 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 în mesajul către Biserica la Odiseea, Domnul asta spune. Intru la tine ca să locuiesc în tine, să Sabat. ne unim. Sabat. Exact. Asta este. Iar tu nu vrei, pentru că tu zici, e ok, nu-mi trebuie, am, am tot. Și mesagerii spun că nu ai. Da. Dar mulți refuză să-l primească. Și acum de ce? Deoarece se tem că el va fi un musafir pretențios. Mm -hmm. Păi dacă ani de zile l-am învățat că e pretențios, că e cam pretențios, dacă nu asculți de el trimite foc. Uh -huh. Dacă îi prinzi chivotul, te trăsnește cu foc. Dacă, Dacă vrei să te uși tu la un meci, ți închide televizorul. Atât? Eu am auzit că și accidente din cauza lui Domnului s-a întâmplat Asta uh -huh. treburile astea. Nu degeaba. Astea sunt toate făcute de Dumnezeu nostru. Și mie mi-e teamă de așa ceva. E pretențios dacă vede toată urăciunea aia din inima mea și cum sunt eu cu adevărat. Un musafir care strică viața. Păi într-un templu de asta a făcut vraiște satana. Și Domnul spune, doar lasă-mă să fac curățenie. Nu se supără Domnul Duhul Sfânt așa să-i spui, ia și fă curățenie pe aici prin templu inimii? Nu se supără pentru că asta e misiunea lui. Voi restaura și voi vindica stricăciunile din vechime. Duhul Sfânt așteaptă să sensibilizeze și să supună inimile, dar ei nu sunt dispuși să deschidă ușa spre a permite Mântuitorului să intre. Iarăși vorbim colectiv aici, da? Nu dispuși. Nu nu înțeleg, dispuși, nu capabili. Nu înțeleg, nu înțeleg. Nu, nu vor. Asta înseamnă nu sunt dispus. Nu vreau. Lăsați-ne în pace. Lăsați-ne în pace. Înțeleg înțeleg chemarea, pentru că nu poți spune că n-ai înțeles că a venit invitația de nuntă. Dar tu n-ai chef de nuntă, tu ai chef de altceva. Tu vrei unu să faci altceva. s-a dus cu boi, unul s-a dus cu... da. aveam m-am tu... căsătorit. Copiii tăi trebuie să-și ia diplomele de la în alte facultăți. Tu aștepți promovare ierarhică, să ajungi pe la conferință, la uniune, diviziune. Ai planuri mărețe. Ce să caute nunta lui acum? Sau după, după expresia unui teolog fripturist din România, este așa. E bine că n-a venit uh, Domnul în 1888, că nu ne mai neșteam noi astăzi. Da. Se tem că el va cere ceva de la ei. Uh -huh. Și astfel Iisus din Nazaret trece mai departe. E Iisus din Nazaret. E, e Iisus la pe care poporul lui nu l-a crezut că e din mijlocul fraților săi. Da. Uh, au avut mari probleme la capitolul acesta. Uh, e acela, e umanul unit cu divinul. Da. El tânjește să reverse asupra lor binecuvântările lui bocate și darurile harului, dar ei refuză să le accepte. Dramatic. Uh, pasajul dacă ar fi luat în serios... Ar produce o zguduire formidabilă în biserica asta, dar este trecut la index. E trecut la. Mai lăsați-le pe astea că avem alte treburi. Prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul bisericii. Cât de clar mai trebuie spus ca să se poată pricepe și înțelege? Cât de clar mai poate fi spus? De ce spune Sora Vai că Solia Marturului Credincios este Solia John Swagner? De ce spune treaba asta? Fem. Așa că am găsit noi o legătură cu 88 și numai de 88 știm. Nu, pentru că ea a înțeles mai bine decât oricine atunci, sub influența Duhului lui Dumnezeu, că poporul repetă revolta lui Core Datan și Abiram și că solia îngerului al treilea nu va fi înțeleasă. Asta i s-a spus explicit. Solia îngerul al treilea nu va fi înțeleasă și ea va produce teamă și groază celor care vor intra în contact cu ea pentru că ei se opun invitației lui Dumnezeu de a rezolva problema păcatului și marea controversă în această manieră. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Ei vor uh, încheierea marii controverse printr-o intervenție în forța lui Dumnezeu care să pună stop rebeliunii lui satana de pe planeta Pământ. Este vor. Așa, ca ultim sfat, că Coredatan și Abiram știi ce vrea? Tu și noi suntem sfinți, dar ne duc în Egipt. În Egipt nu este o dihnă. Răi. Tocmai asta înseamnă că v-am scos cu forță și cu braț puternic. Eu trebuia să vă scot din lumea asta voi trăiți într-o robie aspră. Tragedia este că în templele noastre nu am rămas așa neutri. E vorba despre taina fără de legici. S-a așezat cineva în, în mulțimea asta și face, uh, face negoți cu sufletele astea. Da, așa este. Și realitatea aceasta pe care ea o descrie în acest pasaj aduce din nou în atenția poporului nostru faptul că descrierea din Apocalipsa 3 se referă la noi ca popor, nu la alții, Că îngerul bisericii la Odiseea sunt conducătorii bisericii, nu alții și că ei în mod explicit îi spun lui Hristos mergi mai departe că pe noi nu ne interesează oferta ta. Iar când îngerul i-a explicat ce a produs zguduirea și cernerea în poporul lui Dumnezeu, nu a fost nici scaunul papal, nu a fost nici operațiunile secrete ale ezuiților, nu a fost nici uneltirile masonilor. nici la conferința generală nici, cu problemele astea cu hirotonirea. Nu, cu... n-a fost nimic din toate astea. A fost că unii din popor au început să prezinte sfatul martorului credincios, te, te sfătuiesc să cumperi de la mine un da. iar ceilalți s-au ridicat împotriva lor. Deci, noi trăim exact această realitate acum. Oameni din acest popor s-au ridicat și spun, aceasta este soluția lui Dumnezeu simplă. Noi nu avem aur, haină, doctorie și Hristos vrea să ne ofere în nunta mielului și ei se ridică împotriva acestei chemări. Exact paragraful ăla despre acest lucru vorbește. Deci grupa mică pe care o vede Sora White că nici într-un fel nu se pleca în fața puterii răului e vorba de oamenii care acceptă unirea omenescului cu divinul. Asta e Solingerul al treilea. Ei erau legați când i-a văzut pe cărare în direcția opusă trenului de mare viteză. Da? Trenul mergea într-o direcție, toată lumea îmbarcată conductorul... și o mică grupă în cealaltă direcție. Și ea a întrebat ce e cu ei, de ce este acolo. Și îngerul le-a spus, ei sunt legați împreună de solia îngerului al treilea. Uh, N-a putut să spună de solia 88, că atunci nu exista 88, că ea a văzut mult înainte de 88 lucrul ăsta. Dar a spus un lucru corect, îngerul sunt legați de solia îngerului al treilea, pentru că John și Wagner au adus solia îngerului al treilea. A fost începutul strigării acesteia a îngerului al treilea. Și uh, noi acum de aceea uh, le legăm și le așezăm împreună. Într-un cadru... Ce a vorbit ea uh, în experiențe și viziuni, în 88 a fost confirmat, s-a întâmplat și ea a verificat și a spus asta este solia Îngerului al treilea, despre care eu am spus, arată calea în Sfânta Sfintelor. Și poporul nostru nu vrea, sub nicio formă, să accepte descoperirile acestea. Spre nenorocirea lui, spun eu, pentru că, pe măsură ce mireasa se pregătește, în aceeași măsură, împotrivirea și ura celorlalți va crește. Deci ei nu vor rămâne în continuare deschiși și vulnerabili soliei să fie atinși de ea, să fie câștigați de ea. Pe măsură ce mireasa se pregătește, în aceeași măsură cei care nu primesc invitația la nuntă devin cei mai mari dușmani ai tovarășilor lor de credință de până atunci. Și noi putem să să explicăm și să mărturisim că asta chiar se întâmplă. Noi pățim asta în viața noastră. Oameni care nu au primit invitația la nuntă devin cei mai mari împotrivitori și opozanți ai, ai noștri. E, asta este realitatea pe care ea a văzut-o, pe care Dumnezeu a avertizat-o din timp că se va întâmpla și noi am privit cu superficialitate și cu doza asta de mm, mai vedem noi, o să vedem noi ce o să fie. Da? Pentru că nu ne place să trăim în lumea pomului cunoștinței cu speranța că după moarte o să avem parte de pomul vieții. Și asta este cea mai mare înșelătorie posibilă pentru generația de față. Pentru celelalte generații când nu a lumină Ok. Ma, bun. Au murit, se odihnesc când Domnul sunt primiți la nivelul acela. Dar pentru generația asta, când explodează lumina de 10 ori mai puternic și tu te opui, nu o să fie nicio mântuire după mormânt. Asta să fie clar. Acum merg cu Sora White în viziune ca încheiere acolo în Sfânta Sfintelor și văd ce înseamnă cu adevărat că tablele legii erau acolo în Sfânta Sfintelor și înțeleg de ce porunca a patra la mișcarea Advent a explodat în lumină. Pentru că ea, de fapt, era uh, felul lui Dumnezeu de a ne spune simbolistic despre uh, locuirea divinității în templul inimii și de fapt porunca a patra este o formă limitată de a exprima odihna lui în templul lui de drept. Voi pune legea și poruncile mele în mintea și inima voastră.